Ambalajul e foarte fain la ele, sincer vă spun. Și cam așa arată în interior. Și cam așa arată una. Și cam așa arată interior. Nu știu ce e fra noi. Stați liniștiți că nici eu n-am știut. Și că așa hype era în online pe chestiile astea de la nu știu ce influencerițe, că toate voiau fra noi. Am mai să vă zic ce îs. Astea îs fructe, mai exact, zmeură, congelată, învelită în ciocolată albă și ciocolată amăruie și după aia iară congelate. Sau congelate împreună, nu știu exact. Ideea e că una din asta e 30 de lei. Și din cauza e varianta cealaltă, tot zmeură, dar de data asta în ciocolată albă și ciocolată cu lapte. Deci una e cu ciocolată amăruie, una e cu ciocolată cu lapte. Nu mă înțelegeți greșit, sunt foarte bune, mai ales asta cu ciocolată cu lapte, pentru fanii amărui, o aveți iar asta la altă, dar totuși, fără să opresc, arăt, asta e tot, bun. Astea sunt toate. 30 de lei pentru astea, nu știu. Și cum întrebare ei, știai de ele? Le-ai încercat, le-ai mâncat, o să le încerci și cel mai important, ai dat 30 de lei pentru astea. Din punctul meu de vedere, sunt foarte bune la gust, foarte, foarte bune la gust. Dar, să dau 30 de lei pe astea... Le aduc cu vă recomandă. Poftă bună!